Impactul a fost atât de violent încât șoferul automobilului, un tânăr de 20 de ani, a murit pe loc. S-a stins din viață și pasagera care se afla alături, o fată de 21 de ani. Ambele victime erau originare din raionul Anenii Noi. Alți doi tineri au ajuns la spital. Unul dintre ei s-a ales cu leziuni nesemnate, iar altul se află și acum în stare extrem de gravă. Pacientul în vârstă de 21 de ani rămâne în continuare internat în secție reanimare, care în sănătate este extrem de gravă. Accidentul a avut loc pe strada Ciuflea din capitală. Potrivit poliției, șoferul s-ar fi aflat în stare de ebrietate. La fața locului au intervenit și specialiștii de la descarcerare. Pe acest caz a fost inițiat un dosar penal pentru a stabili toate circumstanțele producerii impactului.